Neața lume, continuăm Kaiju no 8 cu episodul 9. Bă, și e Hoșina, ego, stătea aici, dădea raportul. Fiți atenți aici, raport, da? E masiv. Și e raportul de la început, de când s-a activat el prima oară la spital, că scrie aici, bă, forța de apărare a încercat să afle mai multe informații, dar n-au descoperit ținta. Forța de apărare s-a hotărât să-i dea numele Kaiju no 8 și bineînțeles că va fi vânat la nivel național și este primul Kaiju din istorie pe care forța de apărare n-a reușit să-l bată. A doua oară când s-au întâlnit, a fost la operațiunea de neutralizare din Sagamihara, făcută de A3 a treia divizie, după ce l-au bătut pe caiju de tip ciupearcă, misiunea s-a schimbat ca să neutralizeze pe ceilalți yoju. De aici încolo comunicările au fost pierdute și bineînțeles că a început lumea să, na, să meargă să-i caute pe ăștia cărora nu le mai funcționau uh, dispozitivele de comunicare. Membrii din echipa de căutare au descoperit doi ofițeri cărora nu le mergeau dispozitivele și un caiju umanoid. Imediat după aceea, o umbră misterioasă s-a apropiat de ofițeri și a atacat caiju ăsta umanoid în loc să atace pe ei. Umbra misterioasă a scăpat, iar kaiju umanoid care a rămas a fost identificat ca și kaiju no -aid după descrierea lui, că știau cum arată. Am încercat să neutralizăm, n-a mers. După aia unitatea a recuperat pe cei doi ofițeri răniți și încă unul și altul a plecat să-l alerge pe Kaiju no 8. S-ar putea să aibă abilitate ca să-și facă corpul mare, gen o gură largă, suficient de mare ca să poată să o persoană și niște picioare ca tentacule de caracatiță, fac să pară că are abilități de transformare. Și cam asta era raportul lui Hoshina. Gândindu-se înapoi la bătălia lui cu Kaiju no 8, ciudat, bă, părea, părea om. Și mai avem și pe Kaiju numărul Nouă, care poate să vorbească și să se deghizeze ca un om. ca și el se gândea de la convorbirea lui cu vicecapitanul, când i-a o să fac tot ce pot ca să vă ajut în bătălia împotriva lui Kaiju. Pot să-l las pe ăsta să-l dezamăgesc. Mă duc să bani niște somn ca să fiu pregătit pentru mâine. Bă, și în timp ce mergea aceea că ăsta era pe acoperiș, se uita așa pe sus că prea să apropiau niște luminițe de el. <laughs> Două secunde mai târziu, meteoriți. Bagă opening-ul și după opening vedem din punctul de vedere al lui Kaiju care ateriza, știi? Vedem din la meteoriți și s apropiau super tare și după aia bam, bam, E, bă, efectiv meteoriți au picat ăștia psh, rachete. Toată lumea, mă, ce se întâmplă? Ce e asta? Li s-a luminat cerul. Hoșino la fel, mă, ce se întâmplă? Bă, nu știu, s-o grămadă de caju care ne-au intrat în bază. Se pare că ne atacă din aia. Ia uite, 6,1, 3,2, 2,5. Deci sunt toți numai de ai mari. Fiecare din ei este clasă Honju. Și vedem aici un mini dragon, Wavern din ăsta, care țipa și zice: "Luați pe ăsta, Tail beast Bomb." Și bam, bâr, a plecat bărul pe jumate de stradă. Direct Hoșina a început să-și activeze costumul. Bă, din moment ce dau una capitanul e aici, o să dau eu ordinele. Toată lumea care este în tura de noapte, pregătiți-vă de bătaie, chemați și pe cei care sunt plecați de aici. Încercați să aduceți cât mai mulți pe terenul de antrenament. Aveți grijă ca niciunul din ei să nu iese din bază. Bă, da, dar știi care e faza? Că nu sunt în afara bazei. Bă, ești nebun? Păi asta înseamnă că ne-au atacat baza în mod intenționat? Cam da. Se uită Kafka, mă, ce se întâmplă? Baza e în flăcări. Caiju de tip waver, mamă, păi nu bine. Dar ceva nu e ok, pentru că ăsta știe ceva și o să-l sune pe vicecapitan să-i spună. Ăsta zice, bă, toți care sunteți cu mitralierele, hai pe ei să-i spargem. Și sună Kafka, alo, alo Kafka, ești viu? <gângăt> da, bă, ceva nu e ok aici, ia zi. De obicei noi vedeam câțiva caiju din ăștia tip Wavern, odată la câțiva ani, știi, sau câțiva pe an. Și de fiecare dată când îi vedeam, era gen 1, apărea unul singur, ei ăștia nu stau în grup. E, problema e că ce s-a invadat aici, îs în grup. Ok, păi asta înseamnă că și uitându-se în spate vine unul cu doi uh, Wavern din ăștia, înseamnă că e cineva care e atât de puternic încât i-a făcut pe ăștia să las se mândrea de o parte și să vină în grup. Înseamnă ca un lider foarte puternic. Și într-adevăr apare ăsta zice, țintă în vizor. Bă, Kafka, hai că închid, că nu mai am minute. Tu ești cel mai puternic om din baza asta? Eu te mă leba și vorbește. Înseamnă că e destul de șmecher. Bă, capitanul nu e aici, deci da, ai putea spune că eu sunt cel mai puternic de aici. Bun, atunci s-a stabilit, ești prada mea. A început tipul asta să calculeze puterea, hop, 8,3. Mamă, clasă, dai caiju. Băi, Caruga, ne auzi? Vezi că tu preiei comanda împotriva lui onju. Încerca să-i țineți în bază și cât mai departe de civili, ok? Desigur. În ceea ce îl privește pe tipul ăsta și da așa un bobârnac, bam, cu presiune, cum trăgea la cu gloanțe din degete și s-a ferit, zice ăsta, bă, bine că te-ai ferit, ești bun. Și apare în spatele lui instant și dă un pumn explozie. Da, se feri să iară, îți dai seama. Cât despre tipul ăsta, că n-am mai apucat să zic atunci, o să rămân o să mă bat cu el. Excelent, îmi place. Este timpul să înceapă anihilarea. Mam. Și începe ăsta să țipe masiv. Fiecare waver din ăsta începe să țipe la rândul lui. Mă, ce naiba, eu jur reacționează la strigătul ăsta. Înseamnă că ei chiar au treabă cu baza asta. O, oh, vine pumnul ăsta, s-a ferit la limită, zice mamă, pumnii lui zici că-s meteoriți. Dacă mă pălești odată, am și murit. Și începe să se bată cu el, bam, 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 dar degeaba că nu mergea nimic, nu putea să-l taie, zice mamă, pielea lui e mai tare decât pielea lui Kaiju numărul 8. Ăștia trăgeau un waver, degeaba. Nu merge, bă, waver la rândul lui, explozie. Bă, schimbați-vă gloanțele că ăștia nu merg și se bagă repede, Kafka, bă, fiți atenți că nu merge din față. Trebuie să-i Caz din spate, bă. Se ești viu. <laughs> mă gândeam că s-a întâmplat ceva cu tine din moment ce nu te-am găsit. Nu, mă, e ok, am vorbit cu vicecapitanul până acum. Dar uh, trageți-le în spate, ok? Că în față nu merge. Bine, atunci așa facem. Pleacă ăștia doi, rămâne tipul de la armată să fie momeala. Tu, Haruichi, du-te și trage în spate. Bun, așa facem. Ăsta o ia să urce pe aici și pe bolovani. Ăsta tragea din față. Bam, 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 Se distragă atenția. Să resta pe bolovani, hop pe clădire, fraiere. Dă putere 100% aici la costum să trag în să-l omor. Hop, apare alt wavern prin clădire și trebuie să se ferească de ăla. Vezi că și ăștia nu e proști, că își protejau spatele unul la altul. Zice, bă, ăștia lucrează împreună, nu avem cum să-i batem. Ce neaba să mai facem acum, dacă nu putem să-i luăm din spate, nu avem cum să-i batem. E, nu, apare Kikoro aici, alerga. Bă, alergat atât de repede când a trecut pe lângă ăștia, a luat așa vântul pe toți și vine cu ceva armă, bam, dă în ăsta, îi sparge armura din față și zice, bă, nu e atât de greu. Tot ce trebuie să fac e să-mi folosesc puterea mea de neoprit. Mă și a dat ăștia o să cure, deci zici că e crat. E să cure lui Kratos, mă. Și acum ne arată de unde e și a luat-o. Era aici cu vicecapitanul și capitanul și le zice: "Ce mă da și mie o armă de asta, dar știam că numai capitanii au voie." Bă, de obicei da. Dar noi ne-am gândit că se merită să facem o excepție pentru tine pentru că Kaiju a început să apară din ce în ce mai des și din ce în ce mai puternic, n-ai văzut. Și din moment ce tu ești a treia persoană cea mai puternică din baza asta, noi ne-am gândit că s-ar merita și să te tratăm ca și cum ai face parte din forța principală de atac împotriva lui Kaiju. Felicitări de azi înainte ești al treilea cel mai puternic după capitan și vicecapitan. E un fel de vice vicecapitan și treaba ta e să anihilezi Kaiju. Normal, ce altă treabă ai putea să ai? Dar îmi place arma asta, e șmecher rău de tot. Știi cine mai avea armă din asta pe lângă Kratos? Mei, mei. Și are mai multe abilități arma asta. Deși îi zice chicorul că e urâtă și nu-i place de ea. Bă, ce cu tipul asta, mă? I-a spart armura din față lui cu să bună. E bine, caijule. Acum că sunt eu pe câmpul de bătălie, gat, nu <gângânt> poți să pleci acasă. Și trage ăsta cu bărul, se ferește, bineînțeles. Și acum să-l atace de sus și aduce aminte de abilitățile ei. Fii atent, apeși pe mâner ca să dai drumul la putere, să vezi valuri de energie ce iasă. Și apasă asta pe buton, generează un mare șoc, primește și accelerație când dă cu el în jos. Bă, și fiată nume aici. Squadron Style Axe Technic Number One Falling Thunder. Zici că i-a dat numele Minato. Bă, da, a mers? A mers. A dat în ăsta la dezintegra sărac. După aia vine altul, se bagă repede. V-am zis că încearcă să se protejeze pe cât de mult posibil. Și vine asta cu a doua schemă a săcurii. Shockwave frontal. Gen a dat în față cu săcurea. Nu l-a atins, dar de fapt l-a atins și prin spate i-au ieșit toate mațele. Da, mă, e Kyojin Karate al Ujimbei. Bate aște doare mâine. Oh, ăștia erau uimiți. Bă, băiatule, ce cu tipul asta, mă? Ziceai tu că nu se potrivește arma, dar e perfectă pentru personalitatea ta agresivă. Și apoi vine unul din aer, dar așa niște gloanțe de gheață. Wow, cine a tras cu gloanțe de gheață? Nu avem pe nu aici creier care zice, bai, grijă și nomia că ăștia atacă și din cer. Și tot trage asta cu gheață în el și e numai bine pentru că el în după aia vine ea cu săcurea, jab numărul 3, tăietură de căpățână. Bum, și așa. Bam, cade ca pe pământ. Bine, mă, și îi zice Kikoru, bă, fii atent, ai onoarea să mă ajuți. <laughs> bine, dacă poți să te ții de mine. Nice, îmi place. E bine, o să mergem și o să spargem toți caijul pe câmpul de bătălie. Bă, ai zi la ăștia, mă? Fac echipă de doi. Bă, nu-i bine. Nu putem să-i lăsăm să ne lase în urmă, nu? Hai să, să mergem și noi. Și ce trage și nomia după ea? Când nu e atentă, bam, bam, îi furăm kill <gângh> Vice-capitanul s-a alergat cu ăsta pe aici. Se pare că și nomia aș face treaba ei. Problema e ăsta, care e tank. Și se mai bat puțin aici. Jab dă cu cap într-un container. Bă, dai puternic. Și problema e că se bucură de luptă. Aparent, caiul din ăștia n-ar trebui să aibă sentimente din astea. Că zice la doamna de la butoane de deschide poarta. Deschide poarta, dărâmă asta poarta. Acum se gândea la cine a mai deschis poarta dacă ai spart-o. <gântu -se> eu l zis să-ți și eu poarta, să ai pe un să intri și asta a dărâmat-o. Dar unde naiba s-a dus? Era în laterală și zice, bă, majoritatea kaiju nu se pot bate cu mine cum te bați tu. Chiar vreau să te mănânc și să devin mai puternic. Oh, și dă un pumn aici, aveți aparat cu cuțitele, dar tot l-am pins. L-am pins ca pe muscă. Bă, dar tu ești puternic rău, mă. Oh, shit, i-a picat mâna. Na, a apucat să-l și taie. Și zice lui doamna de la butoane, bă, Okonogician, a da, mi pare rău, dar eu dau drumul la limitatoare. O mai stau, că aceasta pe terenul de antrenament nu trebuie să-mi fac griji că o să rănesc pe cineva. Kaiju fericit, abia aștepta să bată cu el. Putere la costum, 92%. E timpul să spargem acest Kaiju. În altă parte era o tipă pe aici, care urma să-și a mare tail bomb de la un wavern. Kafka a alergat, doamne, ajută-mă să ajung la ea, bă, n-apuc. Poate dacă-mi transform o parte din corp și își face picioarele, bă, mă ia pe asta recuperează. O ține aici în braț. Bă, Hibino San, mulțumesc. Cred că ai învățat și tu să-ți folosești în sfârșit costumul. Da, costumul, bineînțeles, că sunt un ofițer acum normal. Bă, da, uite-te în spate că trage ăla. S-a băgat Kikoru, bam, să cure. Kikoru, da, te încolo. Te mai ești ok? Da cum, bă? Bă, Kafka, vezi că eu și Curen nu ne țin la caiju. Tu scoate răniții de pe câmpul de bătălie. Se mi ai grijă să nu te riști cu nimic. Genul a avertizat să nu se transforme pentru că acum e ofițer și să crezi în ceilalți ofițeri, în prietenii tăi și se uită la ei cum se luptă cu Kaiju și toată lumea se coordona foarte bine și după aia primea rapoarte. Bam, a venit o echipă aici, bam, a mai venit o echipă din aer cu parașutele, mă, direct. Ei, a venit și lumea care, na, era în pauză, n-au <gântuia> venit ăștia de peste program, toată lumea era pregătită să atace pe toate fronturile. Bă, noi am securizat depozitul, ne descurcăm foarte bine aici, nice. Bă, hai bă, începem să îi împingem, bă, și fără capitan, au ce bine descurcăm. Doamna, minase, haide să noi să mergem să ajutăm răniți, nu? Mergem. Și acum rămâne ce capitanul cu asta și îi spune fraiere, vezi că ți-ai ales greșit adversarul. Noi o să câștigăm această bătălie. Și sare pe el, mamă, și îl ia direct, nu mai stă la discuții. Japla l-a tăiat odată aici, jap l-a mai tăiat odată aici și în tot acest timp ca ai jos zicea, bă, pă, dacă tu mă tai pe aici, pe aici, pe aici, păi eu îmi dau seama o. și mă foarte repede aici, nimeni. Aha, mai că s-a întărit asta. Îi dă Hoșina un X, na fraiere. Hoșina style numărul 2, tăietura în cruce. Numărul 4, jap, i-a mai tăiat și cealaltă mână. Mamă, la a l-a făcut o căniță pe asta. A, deci mai mințit, bă, că poți să mă ataji numai între, cum să zic, între straturile lui de armură. Dar nu e că putea să-l tai oricând oriunde. Oh, și a tăiat și căpățâna. Dar nu moare ăsta. Zice, da, mă place lupta asta. Și începe fraierul să se regenereze și era super fericit de bătălie. Zice, bă, o bătălie împotriva unui oponent a cărui putere o rivalizează pe a mea, îmi place. Juba mi face vice mâna peliuțe și a găsit și miezu. Bă, se pare că miezul tău e mai mic decât mă așteptam, dar nu-i bai. Oșina style numărul 6, tăieturi masive. Bine, bă, ce capitanul ai spart sau hmm, asta e problema sau s-a întâmplat ceva aici că Kafka începe să reacționeze. Bă Kafka ești ok? Ce ai? N-am nimic. Pe de altă parte de ce merge lui abilitatea de detectare Kaiju netransformat în Kaiju? Pentru că începea să transforme asta Ia uite te știu cât de mare s-a făcut. Pare o grămadă de guri din care ies aburi. Bă ce bine că am luat eu masca asta cu mine. Zice tipa bă nu vine să cred a fraierul acum a ajuns la 9.0. Na și din toate ciumele alea care erau a ieșit el s-a mărit, mă. Și așa în episodul. Deci tot episodul masiv, te gândești, mor și la final apare piesa cu Nobody love you like I do. <gântări> ceva super caterin că n are aici ce treabă cu ce s-a întâmplat până acum. Te scoate așa din toată starea de, bă, mor ăștia, ce se întâmplă. Și după aia începe piesa. Cam atât cu acest episod. Eu cred că o să vină Kafka să facă echipă cu Hibino ca să-l bată sau să-l salveze sau ceva. Trebuie să fie că nu cred că mai face Hibino pe ăsta acum că s-a transformat. Sau îl taie din două mișcări și ăsta a fost episodul cine știe. Dacă vreți să vedeți reacția la acest episod, o găsiți pe Patreon, linkul este în descriere. Tot acolo găsiți și Instagramul, ul, -ul Revolutul și orice altceva v-ar interesa. Până data viitoare să aveți o zi incredibil de bună. Like, share, subscribe că mă ajută foarte mult. Cine au de mâine cu un nou clip.